Consiliul Județean Vâlcea a aprobat în ultima ședință un acord de parteneriat cu Primăria Racovița în vederea sprijinirii administrației locale pentru a construi un nou centru comunitar integrat. Consiliul Județean va oferi Primăriei Racovița suma de 199.000 de lei, bani pentru documentația necesară întocmirii proiectului cu finanțare europeană. Am propus și s-a și votat să ne asociem, să facem un parteneriat cu Primăria Racovița în vederea înființării unui centru comunitar integrat. Este o investiție importantă pentru ceea ce înseamnă nordul județului, dar mai ales pentru comuna Racovița, vitregită, ca să spun așa, de resurse financiare. Viitorul centru va avea mai multe cabinete, inclusiv pentru medicina de familie, spații de depozitare, precum și grupuri sanitare distincte pentru personal și beneficiari. Trebuie să știți că în acest centru comunitar integrat vom avea inclusiv un cabinet pentru medic de familie, cabinete mai multe pentru terapie și așa mai departe, evident, grupuri sanitare pentru personal și pentru beneficiar, săli de terapie, va fi o investiție importantă pentru Racovița și, de ce nu, pentru țara Loviștei. Prin construirea centrului comunitar integrat, administrația comunei Racovița speră să faciliteze accesul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii de asistență medicală.